Am ajuns și la grădină, dragi prieteni. O să punem aici să facem un dreptunghi și punem ceva semințe și o parte aici. Acum să vedem cum le împărțim. Imediat vom vedea. Numai că va trebui un pic să dau cu grebla și să sap un pic. Voi da și folia asta la o parte și vedem. Pământul se sapă destul de bine, deși e un pic umed. Din ce văd, e pământ de calitate și ăsta. Am găsit și câteva râme. Asta foarte bine sub folie. Numai că după un metru pătrat de săpat, parcă mi-am dat sufletul. Asta înseamnă sedentarismul. Continuăm și revenim, dragi prieteni. Prieteni, după aproximativ 40 de minute, cu greutate destul de mare, pentru că, din păcate, nu prea fac efort. Sunt sedentar, ceea ce nu este bine, dar din când în când încerc să mai vin pe la grădină și singura mișcare pe care o fac. Am reușit undeva la 15 cm. Am scos o grămadă de rădăcini de ștevie. Ștevia e destul de bună, mai ales că e bio, dar are tendința să devină invazivă, ceea ce face să fie considerată buruiană, din păcate. Noi încercăm să o ținem sub control, dar se mulțește destul de repede. Partea bună e că rădăcina fiind foarte, foarte adâncă, scoate substanțele nutritive mai la suprafață și ajută și restul plantelor. Urmează să reglez, să greblez și restul și după aia să ne apucăm să punem. Aici avem niște rucola, din păcate n-a fost prea udată, irigată și a făcut floare, dar să știți că este perenă, deci iese de la an la altul și din rădăcină se mulțește în fiecare an singură, fără să trebuiască să o puneți mereu. Iar după 2 ani frunzele sunt destul de mari ca la salată și puteți să o folosiți, să o folosiți la diverse salate. Ne apucăm imediat și de greblat și după aia să punem semințele. Salutare, dragi prieteni, grădinii exotice. Într-un final am reușit să mărunțesc și solul cât de cât. Aici era pusă folia agrotextil. Din păcate nu am semănat la sfârșitul lunii mai, pe 23 sau 24, atunci când mi-am propus, pentru că au început ploile. Astăzi, din păcate, este 3 iunie. Și o să încercăm să mai punem din ce ne-am propus. Între timp, cineva mi-a dat 3 fire de roșii cherry. Ei zic că sunt aclimatizate, că ar fi sălbatice. Adică, dacă pui în pământ, plantuța face roșii și în toamnă o lași cu ceva roșii pe ea,
moare, semințele se duc în sol și iese de la an la an fără să pună cineva sămânța special sau lăsat. Eu am văzut la cineva și era prin ceapă, prin toată grădina, ieșise roșii. Acum vreau să fac și un experiment să vedem. O să-i scot copilii un pic. Ca să vă spun sincer, stă de două zile. Stau de două zile rădăcinile așa, exact cum le vedeți, într-o găletușă. N-am avut timp să le pun și totuși sunt viguroase. Nu știu, poate dau rezultate bune și le aclimatizăm cumva. Dacă să este posibil așa ceva, dar din păcate nu cred. În fine, o să încercăm. O să pun aceste trei fire de roșii și voi continua cu toate semințele pe care le-am propus să le punem experimental pe bucățica asta de teren. Vani și Milencuța să ne ajute. Pământul e destul de reavon și bun. După toate ploile astea. După cum știți, roșiile se plantează destul de adânc. Așa că vom face 3 gropi adânci și le vom planta destul de adânc, cam până aici la jumătatea plantei. Aceasta e mai mare și mă gândeam să pun și copilii tot experimental. Ca o plantuță nouă. Roșia, după cum știți, produce rădăcini din orice punct al tulpinei. Deci din acești copii puteți categorii fără nicio problemă să faceți o plantuță nouă. Ok. O lăsăm atât. O scufundat-o un pic în apă. Și o punem pe poziție. La fel procedăm și cu asta. Și vedem ce o să iasă. Aici am pus unul din copil. Și acolo mai sunt doi mici. Voi pune un rând de porumb fix așa, ca un răzor, cred că pe acesta. Porumb colorat. Nu știu dacă e de floricele, cred că e doar ornamental. Și voi face câteva găuri.
Ok, porumbul l-am pus aici. Vom pune un pic de pătrunjel, de mărar în capătul acesta. Fix o palmă. Trebuie pus din luna a treia, presupun, dar sunt doar experimentale, deci nu ne așteptăm să și iasă ceva. Însă doar pentru face un pic de mișcare și a pune semințele astea care stau să expire, am decis să le aruncăm prin curte. După care cred că vom pune ceva salate. Vom vedea. Am pus deja pătrunjelul și acum urmează fenicolul, nu? Fenicol? Fenicul. Fenicul în vulgare. V-am mai zis de el. Încercăm să-l punem aici lângă roșii, pe un rând. După fenicul, punem niște măcriș, pe un rând. Până aici. Ok, următorul rând, după macriș, era pânzel. Salatele, după cum știți, nu se rădăcinoasele. Verdețurile nu se plantează prea adânc. Dacă o să fie nevoie, o să le mai prăresc. Următoarea, voi pune și un rând de varză chinezească, tot pentru salate. Se pare că se poate planta și în luna 6, deci e perfect. Trecem la următoarea salată, care cred că va fi kale. Să nu luați de bună ca mine, eu doar v-am spus să experimentez, să văd și semințele cum se comportă și eventual să văd dacă merită sau nu să pun în continuare. Așa că puneți cum scrie pe pliculeț, nu faceți cum fac eu. Următoarea va fi kale pentru frunze. Avem de două feluri, am pus și anul trecut, foarte gustoasă și foarte bună.
Mie îmi place cea creață. Imediat o să ne apucăm să punem. Varza kale se face destul de mare și figuroasă, așa că o vom pune în 3 cuiburi distanțate și o să o prăresc cu siguranță. Probabil că o să pun din ea și în altă parte după ce iese un fel de râsad. Am pus cam multe. Normal trebuie să puneți doar câteva semințe, maxim 5 semințe la cuib. Eu am pus mai multe, dar nu e nimic, că o să iau și o să o mut imediat ce va ieși. Și vom pune imediat și creață. Aceasta kale cu siguranță iese, pentru că am pus și anul trecut și am pus aproape de toamnă și chiar a iernat, a supraviețuit iernii, avem și acum, numai că o să mai pun, pentru că este destul de hrănitoare și merită să o aveți în curte bio, nu necesită stropiri sau alte îngrijiri suplimentare. O să o punem tot la cuib și pe aceasta, 3 cuiburi și vom continua. Și pentru că nu prea mai avem loc, o să mai pun preferata mea, crizantema comestibilă, care, ce să vă spun, are un gust deosebit, merge cu fripturi de minune, dacă sunteți vegetarieni chiar merge și are o grămadă de nutrienți. Are fibre și vitamine, se mănâncă și florile și frunzele, se poate mânca și tulpina, este foarte consistentă și foarte, foarte gustoasă. Așa că dacă aveți o palmă de loc unde puteți să aruncați câteva semințe, nu veți regreta. Atenție, nu este, aceasta comestibilă arată un pic la frunză ca cealaltă pe care o știți de flori, dar nu este același lucru și gustul acela e amar, asta comestibilă e dulceag, acrișor, foarte bun. Eu voi face câteva cuiburi și după care florile o să le arunc undeva prin curte, pe unde mai sunt locuri libere, probabil. Petecul ăsta este tot pus. Am mai rămas doar aici. Iar în capăt am pus morarul. Voi uda, deși cred că o să plouă și astăzi. Dar vom vedea. Cu bine, prieteni, să ne reauzim cu bine. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați că se poate și bio. Încercați să renunțați la chimicale pentru stropit. Testați plantele pe care le puneți și opriți doar plantele care nu necesită mentenanță suplimentară și care nu trebuie stropite pentru dăunători. Dacă faceți experimente, cu siguranță o să găsiți pe gustul și așa cum vă trebuie în grădină. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine!